Ah, ce-mi place. Vezi că ai ratat aici niște pete. Bună dimineața, băi frățiorii și surorile mele, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Astăzi o să fim sclavul Mirianei, pentru că astăzi este ziua ei și o să mergem împreună cu Pen și cu Miriana la mall, pentru că Pen vrea să-i cumpere un inel și o să bască să-i cumpăr și oriceva cadou din partea mea și al Maria. Nu știu ce să zic, Maria a zis să-i cumpărăm un buchet de flori, dar nu știu ce să zic, dacă să-i cumpărăm flori sau nu, vedem noi ce găsim pe la mall. Dar ideea e că astăzi o să fiu și sclavul ei așa de ziua ei. Să vedem cum o să fie. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like, share, subscribe și am urcat frumos, mergem după Paint pentru că este la tuns, din câte am înțeles. Și cam atât, Maria este la lucru, după aia vine, trebuie să intre la facultate. Frumos, am pregătit aici Zoom, alea, chestii, Zoom. N-am dat în viața mea pe Zoom, acum l-am descărcat pentru prima oară și pare interesant așa. Dar bun, hai să plecăm. Te-ai tuns, te-ai făcut frumos. M-am tuns, da, în sfârșit. Place? Da. Bă, și mie îmi place. Da? Data viitoare nu o să mai am eu și eu așa mult din... Ți-am zis? Băi, eu când mă tun de toți banii, nu? Păi da! până la ultimul bănuț. Ce să bați toaca? Da. Hai să batem toaca în aici, să se zic toți vecinii. Păi ce mai tăi? Se bi ventre? Ventre, cum zice intră în... Entre în franceză, Miriana, la mulți ani! La mulți ani! Astăzi o să fiu sclavul tău. Da? Da. O, ce drăguț! Da, foarte drăguț. Dar cum de te-ai oferit să fii sclav? Păi dacă tot e ziua ta, ai zis, hai să fiu și sclav, băi. Super, hai să mergem la mall. Da, o să-ți iau și un cadou, dar nu știu cadou. Păi ce poți să faci? Ce poți să fac? N-am apucat să fac curat, așa că poți să faci tu curat, știi? Numai dacă îmi zici, marci și fă-ți curat, slavule. Trebuie să zic? Da. Nu zic. Sau măcar, fă curat, slavule. Nu zic. Zice? E urât. Dar bine, mă pun să fac curat, dar ce trebuie să fac? Trebuie să mătă, trebuie să păștii pe aici? Să adun de pe aici gunoaiele. Să adun de pe aici gunoaiele, fiule. Acum poți să-l știi la colezii. Așa, frumos. Balotezi. Mamă, trebuie să duc și bunonul, este? Este. Oh, shit. Plăcerea ta. Da, place rău. Vezi că-s foarte multe sticle pe care poți să le aduni. Ăsta mai prinde. De ce mâncăm iubirea? Deci este dop. Minunat. Ai o mătură în casa asta? Nu. Nu, mi-a mătura pe mine, am creat tot. Am mâncat chipsuri, măi, porcule. Am mâncat chipsuri, dar am făcut și sport. Da, am mâncat și niște chipsuri, că m-a fost poftă, măi, sunt chipsuri. Sebi. Da? Vrei să-ți cânti ceva? Să-ți cânt? Mm-hmm. Ce? Aia de la Bruno Mars. De la Bruno Mars? Da, aia ce cânti tu. The same bed, but it feels just a little bit bigger now. Whoa. Our song on the radio, but it don't sound. Băi, nu sună chiar atât de rău. Cât de cât nu poți zici că-s chiar la fond. Da. E la fond? Rău. Poți chiar de la unul la 10, cât la fond sunt? 11. Bă, nu e adevărat. Nu, chiar nu. Chiar, că un pic așa am și eu o rochie muzicală. Cred că așa, de către 8. Serios? Se bicrișa în ea, fie gata pe voare. Taci, taci, taci. Gata, taci, taci. Gata, taci. Hai, pune. Ok. În gunoi? Ia job. Al doilea gunoi. Oh. Păi da, prinde ca lumea, mă. Bine, hai. Ia, miroase. Mama, îmi place rău de tot. Cum miroase gunoiul. Hai, bine, ce nu trebuie să-i faci punguță? E să se închidă. Așa, altceva? Bun, băi, frățiorii mei, ne-am pus aici frumos să mâncăm ceva și după aia o să mergem prin mall și o să-mi cumpăr și eu o nouă cameră în sfârșit. Iar camera asta o să o vând, dacă cineva e interesat de camera asta. E un Lumix G7X și o vând cu tot cu microfon, baterie și încărcător. Și o dau la minunatul preț de 900 de lei, băi, frățiorii mei, și o să mergem acum la mall să-mi cumpăr un Sony A5100. Bun, deci am fost la EMAG, nu au avut pe stoc, am fost la Media Galaxy, nu au avut pe stoc, așa că va trebui să o comand de pe F64
unde este mai ieftin decât aici. Am fost și la magazinul Sony și domnul era acolo. Camera pe care vreau să iau e Sony A5100, dar nu o găsesc efectiv în tot modul ăsta, așa că va trebui să o cumpărăm de pe F64. După aia mai stăm un pic cu Peșminana și mergem acasă. Mai trebuie să mergem prima dată până la magazin să cumpărăm chestii pentru Maria, că vrea să-și facă ceva salată, și mergem și noi acasă. Te-ai hotărât ce vrei? Încă nu te-ai hotărât? Alegeți un tricou, te rog eu, o dată, să scumpă. Vrea și Sebi să cumpere ceva și... Și nu știu ce. Și nu știu ce. Da. Deci, un tricou, maxim 10 lei Sebi. Bine, Mirjana, nu știu ce să-ți cumpăr de ziua ta, dar îți voi oferi 100 lei. Mulțumesc! Plăcere! Cadouri frumoase face Sebastian. Este pune sănătoasă. Day 2. Am revenit, dragii mei prieteni, ziua 2, încă nu mi-a terminat rolul de a fi sclavul Mirjanei, deci... Trebuie să mai faci curat din nou. Trebuie să fac curat din nou? Oh. Și unde se bagă asta în gunoi? În gunoi. Hai, dar alte task-uri mai aveți pentru mine? Mai tai acolo o plasă, bagi toate gunoaiele în plasa aia. Da. Sau într-un sac de gunoi. Sau într-un sac de gunoi, corect. Așa. Și le duci afară. Așa. Ai, 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 ai. M-am culcat la 6 dimineața că am meditat, că cineva nu a vrut să mediteze. Oare cine? Oare cine? Dar eu am vrut. Ți-am spus, le vedeți mâine când mă trezesc. Pe noi combinați așa, mă. Pe noi combinați. Eu dacă am vrut vlogul pas, l-am vrut vlogul. Da, dar te-am înțeles, ai fost obosit. Da. Înțeleg, că asta este. Ce să nu mai are nevoie omul. Exact. O zi, corect, o, pana, corect, da. Nu, ce să zic. Ok, dragi, nu ce îmi place să fac curat la voi în casă, să-mi bag care, să nu fac la mine acasă cât am făcut, cât am făcut curat la voi. De ce te-ai oferit? Da, nu. Și aia poți să arunci. Oh, shit. Oh, yes. Bag și asta în plasă, da? Da? Da. Da. Intră! Da, te faci. Faci o să-i mulțumesc. Frumos. Ah, puteți cu ceva să vă aștept praful. Mai ai nevoie de punguțele de la Zvaroschi? Nu, am o punguțele. Dar păstrează bolul ăla. Pentru ce? Pentru că-i carpietele. De ce crezi că zbor ce? Crezi că duci acolo și zici, mă, mă schimbă inelul? Când mi-a căzut o pietricică de pe el. Mie mi-a căzut pietricică de pe inelul d'aur și minime curios. Bun, l-arunc? Arunc tot? Arunc, da. Sau nu, o să mă duc să-i pun aici un bilețel care scrie spală vasele. Mă duc la Maria și zic, bine, te-am mâncat în cadou. Frumos! Bun, îmi place, da. Să fac asta? Da. Fani, amuzant. Îți ofum de mâncare. Mai tare. Frumos, bun. Așa. Asta o să fac. Fericită. Deci că, deci că chiar e luat cadou. Pune-l înapoi. Nu ai voie să furi. Iată-mă, instinctul matern. Am vrut să fac eu asta. Scuzați, ți-mă, este obosala, chiar... Obosala. Ok, dragii mei prieteni, ce mai aveți nevoie prin casă? Să ștergi barul. Să ștergi barul? Da. Dar am nevoie de ceva. Nu, hai să plecăm, după aia ștergi barul. Nu mai ștergi, nu mai vin, nu mai fac nimic. Hai. Nu, dăm ceva să ștergi barul și după aia plecăm. Oare ce pastiluță să mai luăm? Haideți să vedem. Oare să luăm o pastilă un ginseng să ne energizăm sau un magneziu? Eu zic un ginseng pentru energie și voie bună. O, așa. Thank you, thank you. Sunteți pregătiți? Mamă, ce faină astea, nu mi-ați cumpărat. Da, da. Nu mai este, îmi pare rău, nu mai mă sărnim. Mai este. Hai, pune! Terminat! Așa scui pe el, nu? Mamă, dar chiar că ești gos barul ăsta. Ce fain, miroase lămâie. Ah, da. Ah, ce-mi place. Vezi că ai ratat aici niște pete. Stai că n-am ajuns până acolo încă. Așa, mă, tata, mă. Așa, mă, tata, mă. Gata, cano. Cano. Chiar da, chiar da. Bravo, Sebastian. Mulțumesc. Bun, băi, frățiorii mei, deci cam atât a fost și cu vlogul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, share și subscribe și ne auzim în vlogul următor. Vă pup și vă iubesc. Bye, bye, bye.